Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dialog Social. Suntem în comuna Dănești, l-am alături de mine pe primarul acestei localități, domnul Mădălin Paliță, aflat la primul mandat. Bună ziua, bine ați venit! Mă bucur foarte mult să fiți alături de noi și sper să avem o emisiune frumoasă. Bine v-am găsit! Pentru început, vedem o schimbare, în bine, aș putea spune, chiar aici unde ne aflăm și noi la primăria Dănești. Și asta înseamnă o modernizare a clădirii. A fost ușor pentru dumneavoastră? Ați avut banii alocați, prevăzuți pentru această investiție? Și dacă era atât de necesară să începeți, printre altele, cu această investiție? Așa cum spuneți și dumneavoastră, investiția respectivă a fost foarte necesară, deoarece sediul primăriei era într-o stare avansată de degradare. De ce am început cu sediul primăriei? Pentru că eu consider că este cartea de vizită a noastră pentru orice cetățean care intră în sediul primăriei. Pot spune că am început lucrările anul trecut, însă nu au fost finalizate, încă se lucrează la sediul primăriei. Banii nu au fost prevăzuți, dar ne-am descurcat și cu puținul care l-am avut am reușit să facem lucruri frumoase. Când vor fi finalizate cu totul lucrările la primărie? Lucrările cred eu că vor continua pe parcursul acestui an, pentru că sunt mult mai ample. Vom moderniza și vom reabilita cumva spațiul în care este depozitată arhiva, pentru că am primit de la cei de la arhive o somație pentru acest spațiu ca fiind neconform pentru activitatea respectivă. Vom face lucrări mult mai ample de reabilitare, însă ele nu sunt neapărat o prioritate. O prioritate era sediul primăriei pentru a putea răspunde cerințelor cetățenilor, urmând ca pe parcursul anului, în condițiile în care vom avea bani și care vom avea timp, să evoluăm cu lucrările. Pot spune că în perioada imediat următoare, deci cum vor intra copiii în vacanță, vom începe să reabilităm și celelalte instituții, cum, de exemplu, cum este școala de la Văcarea, care va intra tot la fel într-un proces de reabilitare și de modernizare. Avem un proiect depus pentru școala de la Barza, care iar la fel, sper din suflet să reușim să-l câștigăm și să putem să reabilităm și acea clădire care e nemodernizată de aproximativ 20 de ani. Ce lucrări s-au făcut, s-au efectuat la primărie și cât a costat toată această investiție? Investiția a fost destul de măricică, pentru că, așa cum probabil și dumneavoastră ați observat înainte de a veni la noi în perioada trecută, practic am schimbat aproape tot, da? De la mobilier până la zugrăveri, până la pardoseli, a trebuit să schimbăm tot. Și rezultatul se vede. Investiția s-a ridicat undeva la 2 miliarde de lei. În schimb, să știți că lucrările au fost foarte ample, da? Au vizat și un pic din structură, pentru că am modificat câteva încăperi, am spart câțiva pereți, ca să facem spațiu acolo pentru cetățeni, unde să poată să vină să-și completeze o cerere, o sală. Am creat cumva un spațiu de așteptare, o sală de așteptare. Arată într-adevăr ca o clădire modernă, așa cum am constatat și noi. Spuneați de investiții pe partea de educație, odată cu vacanța elevilor. Aveți prevăzuți acești bani? Da, în bugetul local, cu sprijinul Consiliului Local, am prevăzut bani pentru investiții atât în școli, cât și în modernizarea intersecțiilor din localitate, pentru că, așa cum ați observat, nu sunt într-o stare foarte bună. Avem prevăzuți bani pentru extinderea rețelei de apă în satul Ungureni, acolo unde a rămas nemodernizată, fiind o conductă veche și apa fie e murdară, fie nu este corespunzătoare pentru a fi consumată. Am prevăzut bani pentru pietruiri de drumuri, am prevăzut bani pentru extinderea luminatului public. Sunt foarte multe lucrări și lucrări importante pentru locuitorii comunii Dănești, care vor avea finalitate în acest an.
ce pot spune? Pot spune că avem foarte multe proiecte în derulare. În derulare în ce sens? În partea de studiu. Pentru că, după cum știți, în acest an nu se pot aplica cereri de finanțare pe fonduri europene sau pe fonduri guvernamentale, deoarece încă nu s-au deschis aceste linii de finanțare. Însă noi pregătim construcția unui after school în satul Dănești, pregătim documentația necesară pentru construcția unui dispensar uman, ducem lipsă de această clădire. Avem deja, o să pornească lucrările la un cămin cultural în satul Dănești. Sunt lucrări care vor fi demarate în acest an și sper eu să fie în sprijinul cetățenilor. Pentru educație, cum spuneam mai devreme, veți începe cu modernizarea, reabilitarea și modernizarea a două unități de învățământ. E vorba de cea de la Barza și cea de la Văcarea. De ce veți începe cu aceste sunt singurele clădiri? Școli funcționale. Deci școala principală este la Barza și este școala mare care este principală și școala secundară care este la Văcarea. La Văcarea este o școală într-adevăr veche care n-a mai fost modernizată de foarte mulți ani și care necesită să fie modernizată. Într-adevăr, nu sunt foarte mulți copii, dar nici nu putem spera să fie mulți copii atât timp cât nu le putem oferi condițiile optime de desfășurare a activității. Ce pot spune? Pot spune că o să facem câteva locuri de joacă pentru copiii din comună și vor fi axate și în primă fază în curțile școlilor active, da? La Barza, la Văcarea și va mai fi una în satul Brătuia. Vor începe lucrările la un teren sintetic de sport multifuncțional. Continuăm lucrările la terenul de fotbal care este în construcție în satul Dănești. Sunt lucrări care încep să se demareze. V-ați gândit să construiți un after school? Da. Este clar că veți veni în ajutorul părinților, al copiilor și să nu-și mai ducă copiii în Târgu Jiu. V-au solicitat părinții această investiție, acest after school? Da, încă din campania electorală au fost rugămințile locuitorilor și în special al părinților pentru construcția și pentru derularea practică unui program after school, astfel încât dânșii să nu mai fie nevoiți să-i ducă în Târgu Jiu și să poată să-i ia de la școală după ora 4-5 atunci când se întorc de la serviciu. Îmi doresc foarte mult și o să vedeți în decursul timpului mandatele mele sau mandatul meu de primar se va axa în special pe educație. Consider că o dezvoltare sănătoasă a unei comune pleacă întotdeauna și se bazează pe educație. Dacă voi reuși să modernizez și să dezvolt rețeaua școlară, sunt convins că atunci viitorul nostru ca și comunitate va fi unul mulțumitor și vom reuși să ieșim din anonimat. Este vorba despre construirea unei noi grădinițe cu program prelungit sau înființarea unui after school la unitățile deja existente pe raza localității? Îmi doresc ca în primă fază, până la construcția efectivă a unei clădiri, da, în primă fază să începem și să derulăm acest program school after school. Am fost undeva în Craiova și am văzut ce presupune un astfel de program și pe ce avem noi la momentul de față putem să derulăm un astfel de program până la construirea efectivă a unei locații. Noi avem și chiar în această săptămână o să dăm autorizația de construire pentru o grădiniță, însă cu program normal de această dată, aici în satul Dănești. Dar, așa cum spuneam, un program after school este imperios necesar pentru părinții, în special pentru părinții copiilor care au desfășoară activitate la noi la școală. Sunt mulți părinți în localitate cu copii de vârste mici care ar avea nevoie de acest after school?
N-aș putea să cuantific, însă dacă un singur părinte este nevoit să facă eforturi pentru a-și ține copilul la școală, pentru mine e suficient. Nu contează. Un copil, 10 copii, dacă acest program este benefic, astfel încât să determinăm să cât mai mulți părinți să-și țină copiii la școală în Comuna Dănești, atunci eu voi derula acest program. Tot de investiții pentru copii, pentru elevi, pentru tinerii din localitate, spuneați de construirea unei săli de sport în comuna, în satul Dănești. În ce stadiu sunt lucrările? Sala de sport va fi construită în incinta școlii de la Barza. Însă au avut o licitație, s-a stabilit un câștigător și a fost contestată. Ce m-a uimit foarte mult, termenul de soluționare al acestei contestații, care a fost dat undeva în luna februarie anul viitor. M-am dezamăgit un pic, însă eu cred că vom avea sprijin să construim și această sală de sport. Credeți că vi se pun piedici? Nu neapărat. Să știți că am avut discuții foarte bune și cu reprezentanții PNL și avem chiar în localitate la noi pe domnul subprefect, care este din Comuna Dănești. Am avut discuții și sprijin foarte mare de la președintele Consiliului Județean. Nu cred. Latura asta politică, așa cum am zis, pe mine nici nu mă prea interesează. Mie mă interesează să pot să fac administrație, să pot să fac lucruri bune pentru cetățeni. Nu mă uit la culoarea politică. De aici încolo o să vedeți că sprijinul nostru pentru oameni va fi destul de mare. Și spuneați, pe lângă construirea acestei săli de sport, prima de altfel din localitate, și de un teren de sport. Când se vor putea bucura copiii de acest teren, având în vedere că a venit și vremea frumoasă și pot să facă sport în aer liber? Comuna Dănești este o comună mare, o comună frumoasă, are 11 sate. Infrastructura sportivă și de agrement în această comună nu a fost dezvoltată la capacitatea ei optimă, cum ar trebui să fie. Îmi doresc să construiesc un teren sintetic și chiar pot spune că în următoarele maxim 2 luni de zile vom avea și vom juca primul meci demonstrativ pe terenul sintetic din curtea școlii Brătuia. Cum spuneam la începutul emisiunii, dumneavoastră sunteți la primul mandat în funcția de primar al acestei localități, adică n-ați mai fost primar până acum. În al doilea rând, ați, din câte știu, ați dus o campanie de un an de zile înainte de alegerile din toamna anului 2020 și de altfel v-ați dorit foarte mult să câștigați aceste alegeri și ați avut o luptă crâncenă de dus, având în vedere că fostul primar avea 4 mandate în această funcție. A fost greu, ușor? Cum a fost după ce ați câștigat această bătălie, dacă aș putea spune, acest război, în ghilimele, când ați ocupat funcția de primar? Cum vi s-a părut după aceea? Dacă munca înainte a fost asiduă, grea, cum a fost după ce ați câștigat alegerile? Să știți că atunci când am ocupat funcția de primar, n-am avut o mare emoție, pentru că am lucrat o perioadă în administrația publică și cumva aveam idee despre ce este vorba în administrație. A fost greu, într-adevăr, în campania electorală până să reușesc să conștientizez oamenii că se poate și mai bine. Știți cum e? Când te obișnuiești cu rău, consider că mai bine de așa nu se poate. Și atunci am venit și am arătat că în anumite comune se poate și altfel, se poate să avem mai mult, se poate să fie mai frumos, mai curat, da? Și oamenii au înțeles, au votat în consecință și m-au ales primar. Este greu, într-adevăr, nu este foarte greu, numai că va trebui să punem cumva pe roate această administrație, plecând de la documentele de proprietate publică, până la implementarea unor proiecte, până la depunerea unor proiecte, pentru că eu atunci când am venit la primărie, chiar nu era în lucru niciun proiect, nici măcar pe fonduri guvernamentale sau pe fonduri, cu atât mai mult pe fonduri europene. Îmi doresc foarte mult
Bugetul local însă nu este suficient de mare. Am avut sprijinul și l-am în continuare sprijinul, așa cum am zis, al domnului Cosmin Popescu, președintele Consiliului Județean, care, în ciuda faptului că nu suntem, așa cum am zis, nu are ambiții politice și este un om de cuvânt, m-a ajutat, mi-a dat un imbold și sper din suflet să reușesc să fac lucruri frumoase pentru locuitori. Cum să comuna Dănești la capitolul infrastructură rutieră? Este un domeniu poate printre cele mai importante înainte sau după utilitățile publice, cu atât mai mult că este o localitate care se află în proximitatea orașului, municipiului Târgu Jiu, reședință de județ. Din câte știu, aveți undeva la 10 km de drum sătesc neasfaltat. În afară de această distanță de drum, mai sunt și alte drumuri neasfaltate? Și dacă ați făcut deja până acum, după atâtea luni de când ați preluat funcția de primar, demersuri pentru asfaltarea drumurilor care necesită? Da, am depus la CNI două proiecte în acest sens pentru asfaltarea drumurilor. Sunt undeva la 12 km de drum care au rămas neasfaltate. Sper eu și cred cu tărie că până la finalul acestui mandat voi reuși să asfaltez mare parte din aceste drumuri. Avem noroc însă că Comuna Dănești este străbătută într-adevăr de trei drumuri județene. Consiliul Județean derulează deja, s-a făcut și licitația pentru studiul de fezabilitate la drumul județean ce pleacă din Târgu Jiu și duce la Țicleni și va fi modernizat în totalitate. Cu rugăminți și cu promisiuni vom avea o porțiune de drum județean modernizată de către Consiliul Județean, iar tot ceea ce ține de drumuri comunale și sătești, nu vă ascund faptul că suntem în lucru, avem o problemă, cum am zis, de ordin tehnic cu domeniul public, nu corespunde cu realitatea și încă nu putem să depunem proiecte astfel încât să fim și convinși că putem să câștigăm, da? Lucrăm la domeniul public să îl actualizăm și să bată cu datele din teren și cred eu că până la finalul acestui mandat voi reuși să asfaltez mare parte din aceste drumuri. Care sunt drumurile incluse în cele două proiecte de care ați menționat mai devreme? Vorba de ulițe, să știți, sunt ulițe care sunt mai mici, mai mari, 100 de metri, 300 de metri. Deci se acoperă toată localitatea? Da, în mare parte am zis, drumurile principale sunt drumuri județene și sunt asfaltate. La noi în comună nu sunt drumuri județene neasfaltate. Aici sunt ulițe și drumuri sătești care pleacă din drumul județean și ele nu sunt foarte mari. Cei 12 km sunt cumva acumulați în poate chiar 20 de astfel de ulițe care sunt în toate satele, 11 sate ale comunei. Drumuri comunale neasfaltate aveți în localitate? Da, sigur că da. De asta ziceam, drumuri comunale și sătești. Sunt. Bun. Pe partea de utilități publice, comuna este deficitară la sistemul de canalizare. Din câte știu, doar două sate din cele 11 și acelea parțial au acest sistem de canalizare. Aveți în plan în acest an să faceți, sau dacă ați făcut deja demersurile, și mă refer la a lucra la documentație pentru a obține finanțarea pentru acest proiect? Pot spune că nu am făcut până în prezent niciun demers pentru acest proiect, pentru că un buget local cum este al Comunii Dănești nu își poate permite pregătirea mai mult de două proiecte majore. Asta este clar. Avem în vedere, numai că în acest an am reușit finalizarea documentației necesare pentru proiectul de gaze, da, suntem în faza de așteptare. Atunci când vor fi deschise liniile de finanțare, fie pe fonduri guvernamentale, fie pe fonduri europene, noi practic suntem pregătiți să depunem cererile de finanțare pentru proiectul de gaze. Avem pregătit proiectul de reabilitare termică al școlii de la Barsa și urmează să pregătim un proiect amplu pentru introducerea canalizării în cele 11 sate. Să știți că această investiție, ca și cea de gaze, da, se ridică la o sumă foarte mare de bani și nu știu dacă putem să prioritizăm cumva această investiție, dat fiind faptul că în comuna Dănești toată lumea își dorește să aibă gaz, toată lumea își dorește să aibă canalizare.
și toată lumea își dorește să aibă drumuri la standarde europene. Și voi încerca să fac un proiect integrat, chiar dacă valoarea lui va fi foarte mare, eu voi încerca să fac un proiect mare, care sper să am sprijin să-l și pun în aplicare. Aceste proiecte ale dumneavoastră sunt dorite de majoritatea primarilor din județul Gorj. Faptul că aveți nevoie de aceste finanțări pentru realizarea acestor investiții și luând în considerare că faceți parte dintr-un partid încă care nu este la guvernare, credeți că veți reuși acest lucru? Da, cred că voi reuși, pentru că, așa cum am zis, eu când am venit la primărie și dovadă că am venit dintr-un partid foarte mic, nu mi-am propus să fac neapărat politică și mi-am propus să fac mai mult administrație. Și atunci când te duci cu argumente, așa cum am fost și la președintele Consiliului Județean și așa cum o să mă duc și la reprezentanții Partidului Național Liberal, da, care sunt oameni foarte implicați și județul Gorj are foarte mulți oameni importanți din Partidul Național Liberal în conducerea țării, da? Cred eu că voi reuși să obțin aceste finanțări. Așa cum a zis, toate comunele își doresc să aibă apă, gaz, canal și drumuri, da? Numai că o parte dintre aceste comune chiar au. Și atunci, cred eu că ar fi cumva de preferință să înființăm aceste rețele și în localitățile care nu beneficiază de aceste utilități. Chiar dacă nu peste tot, e un început, dacă reușim să introducem în marea majoritate a satelor. Ca membru de partid, sunteți într-o tabără neutră. Din ce parte, și mă refer la partid, credeți că veți obține acest ajutor financiar de care aveți nevoie pentru realizarea acestor investiții, mai mult de la PNL sau PSD? Important pentru mine este să am sprijinul PNL, pentru că Partidul Social Democrat până în prezent și-a arătat sprijinul față de comunitatea din Dănești. Aștept un semn și o binefacere și din partea partidului, reprezentanților Partidului Național Liberal, pentru că am încredere că dânșii sunt oameni raționali și sunt convinși că nu se întâmplă aceste investiții pentru primarul Comunii Dănești și pentru comunitatea din Dănești. Ați luat în calcul faptul că acest ajutor, dacă vă va fi acordat din partea Partidului Național Liberal, o să fie condiționat și de trecerea dumneavoastră la acest partid? Da, am luat în calcul și să știți că eu sunt un om oportunist politic și sunt convins că de acolo de unde voi primi ajutor, la un moment dat mă voi regăsi în tabăra respectivă. Adică nu veți spune nu și când estimați că va trebui, veți fi nevoie, veți fi obligat, de constrâns de situație, să faceți acest pas politic spre un alt partid? Vă pot spune că niciodată n-am făcut lucruri din constrângere și întotdeauna am făcut lucruri din convingere. Atunci când voi fi convins că va fi necesar să fac parte dintr-o altă tabără politică, voi face parte dintr-o altă tabără politică. Suntem pe final de emisiune și vă rog să ne spuneți ce alte gânduri, planuri aveți pe termen mediu, lung, chiar și pentru acest an, în afară de ce am discutat, dacă mai sunt și alte proiecte, investiții de care n-am vorbit și pe care doriți să le amintiți. Comuna Dănești este o comună frumoasă, să știți că în Comuna Dănești terenurile au o valoare foarte mare și cred eu în dezvoltarea ei, dat fiind faptul că încep să fie interesați foarte mult agenții economici să se relocheze și să-și facă micile afaceri la noi în comunitate. Eu o să le ofer sprijinul și o să vedeți că pe parcursul acestui mandat sau pe termen lung vom avea posibilitatea de a ne racolda la toate utilitățile publice, astfel încât să putem atrage și mai mulți locuitori și mai mulți agenți economici. Odată venind mai mulți locuitori și mai mulți agenți economici, vor crește veniturile bugetare și va prospera și comunitatea din Comuna Dănești. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă doresc succes! Vă mai aștept! Să rămână!
Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!